adică lucrarea să mai bine multe sfânt. În Psalmul 50 zice Dumnezeu, da, Dumnezeu vorbește și cheamă pământul de-al răsăritului până la apusul lui din Sion, de aici Sion, care este frumusețea desăvârșită a lui Dumnezeu, de acolo strălucește Dumnezeu. Zice că înainte lui Dumnezeu merg un foc mispuitor și împrejurul lui o furtună puternică. E strică spre cerul sus și spre pământ jos. Se zice un lucru de maximă importanță biserică din Peneziu. Strângeți-i pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Aleluia! Am vrea ca Dumnezeu dragostei și a bunătății, cel ce a murit și a înviat și stă dreapta lui Dumnezeu. Și n-a luat în chipul ușor să vină pe pământ, dragilor, ca să-și dea viața, să moară pentru tine și pentru mine și pentru trei neamul venesc. Așa de mult ne iubi Dumnezeu! Sângele lui a curs pe drumul Ierusalimului, dragilor. Asta așa să ne întreg cu iatrânat între cer și pământ, ca tu și eu să avem viață, ca tu și eu să fim aici. Să știți că ceea ce v-a adus aici este Duhul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu dată cu inimile noastre, prin fruste. Vreau să mă pețesc în brațul lui Dumnezeu. Vreau ca Dumnezeu să cerceteze orice ființă. Zice că El n-a luat în timpul ușor, din măcar că avea timpul lui Dumnezeu și în Filipen, Pavel. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat timp de rob. S-a făcut asemenea oamenilor. A fost și a fost găsit ca un rob, zice. S-a supus, smerit, ascultător până la moarte și încă moarte e cruce, slăvit să fie numele Domnului Hristos. Așa, dragilor, vreau să amintim de maximă importanță, vine Iisus. Toți câți auzim aici, să fim foarte atenți. Vine Iisus, dragilor, ne trebuie o pregătire față de Dumnezeu. Ne trebuie apropiere profundă față de Dumnezeu, că vine Cel ce vine. Și Biblia declară prin Petru că dacă Cel ne prihăni va scăpa cu greu, Cel va fi cu Cel, nelegiuit și păcătos. Dacă judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, ce vei face, ce vei face în ziua aceea, dragilor? De aceea să lăsăm orice vrăjmăși, orice răutate, orice răutate, orice revărsare de răutate și să primim pe Hristos în viața noastră. Ca zi de zi să mergem cu Iisus pe cale, dragilor. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19, ne zicem din Dumnezeu și știm că tot pământul zace ce rău. Nu se poate așa ceva, va să poate, dragilor. Tot pământul acesta, miliarde de oameni, zace în gheara vrășmașului, putem concepe așa ceva? Nu cred că putem concepe. Că dacă am concepe sau pricepe, am plânge înainte lui Dumnezeu, asta în sac și în cenu și cum o stau eu, omului lui Dumnezeu. Am vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să cerceteze orice suflet. Am vrea ca Dumnezeu să ne conștiințeze. Că ne vrem 10, 36, 37, încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și va se muri. Și cel ne prihăni va fi prin credință. Din ce va trăi? Nu prin puterea euro sau dolar, dragilor, sau înțelepciunea, sau casa trei nivele de capotabilă, sau alte lucruri pețioase, pământești, nu, dragilor. Îți gunoai de ce apară. Prin credință, dragilor. Și ce fel de credință necesară cum să fie mântuit? Iacob de cu 17 și credința fără fapte de moarte ea însăși. Am vrea să înțelegem că vine Cel ce vine, dragilor. Foarte mult îmi place relatarea din capitolul 18 din Luca. Zice că judecătorul nedrept Iisus a dat un pildă că trebuie să se roage necurma și să nu se lese. Într-o cetate era un judecător care din Dumnezeu și se temea și din oamenii se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă săracă, fraților. De multe ori sunt săraci în Duh, poate nu material, dar săraci în Duh suntem, fraților. Zice că multă vreme n-a vrut să-i facă de pe omul acesta, fiindcă era corupt, era nelegiuit, dar fiindcă, zice, o dus omul, fiindcă tocmai se dăbrăcește, îi face dreptate, ca să nu tot vine să învață capul, fraților. Domnul a adăugat și a zis, auzit și a zis judecătorul de drept și Dumnezeu va face de tachii cui aleșilor și am vrea ca Dumnezeu să ne facă aleși. Am vrea ca Dumnezeu să fie de partea noastră, aleluia, care strigă către când, zi și noapte, zice contextul Bibliei, versetul 6, măcar că zăbovește față de ei, versetul 7, versetul 8, zice, vă spun că va face de tachii curând, dacă va veni Fiul omului, va mai găsi credință. Oare va mai găsi credință?
această seară. La timpul rugăciunii s-au urcat doi oameni, unii fiind fariseu, unul preot, și altul ce fiind vamișul, adică păcătosul. Vamișul stă în picioare, zice cuvântul Domnului și-a dus astea, îți mulțumesc, stăpâni al cerului și al pământului, că nu sunt răbălesc, prea curvar, răutăcior sau mai departe, ca și cu tare și cu tare, de deci, acolo vamișul. El, dau zice, ai toate minunile mele, postez de două ori pe săptămână. Așadar, versetul 13 zicea că vamne și stătut deoparte și nu dăstă nici ochii spre cer. Și găteam pe nu știu ce am spus, ai mine de mine? Să că tot sunt vreau și așa zicea el. Depinde cum ești, depinde cum suntem. Deci nu trebuie, dragilor, ca să ne să scărim păcat. Că nu ne putem rădica nici la nivelul care ne se cuvine. Și ultima, ultimul verset, care vreau să te gândesc, amin, frate, amin, amin. Zice că, socotesc că mai degrabă să coboră sub tine prietenii oamenii decât farisei, că oricine se înalță va fi sperit și oricine se smelește va fi înălțat. Înăuntru acestor cuvinte, vor ruga picioare, că timp de rugăciune și ne vor ruga Domnul Hristos în cer.